lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este una despre iubirea unui iepuraș pentru mămica lui. Dar cum ajunge el să-i spună mulțumesc mamei lui pentru tot ce face ea? Prin ce trebuie să treacă ca să înțeleagă acest moment? Aflăm chiar astăzi povestea Te iubesc atât de mult, mami. Voi o iubiți pe mămica voastră? Cât de mult o iubiți? Mergeți chiar acum și o îmbrățișați strâns și spuneți-i așa, pur și simplu: mami, te iubesc, te iubesc tare, până la soare și înapoi de mii de ori. Hai împreună să spunem: mama, te iubesc tare, până la soare și înapoi de mii de ori. Să știți că poezia e valabilă și pentru tata, și pentru bunica, și pentru bunelul, și pentru surioara voastră sau frățiorul vostru, pisica sau cățelul, pentru toată lumea pe care o iubiți și pe care o aveți în jurul vostru. Bine, hai să ne așezăm comod, pentru că urmează o aventură a unui iepuraș pe nume Robby. Of, m-am săturat până peste cap, Robby! Spuse mama supărată când a intrat în camera copiilor. Mereu trebuie să-ți spun de două ori același lucru. Când o să faci în sfârșit ordine? Văd că nici nu te-ai spălat încă. Și când ai de gând să faci gimnastica de dimineață? Aaa, și eu m-am săturat, îi strigă iepurașul Robby. Ești cea mai rea mamă din lume, o să plec de acasă și o să stau la prietenii mei. Surioarei lui Robby, Marta, îi tremură mustățile și surioarei Matilda îi tremură mustățile. Mamei nu-i tremurară mustățile. Bine, spuse ea foarte liniștită. Cine sunt prietenii ăștia ai tăi? Pârșul de alun, Lara, bursucul Sasha, veverița Ronții și mai e vărul Tony, îi înșiră pe toți Robby. Am înțeles, spuse mama iepuroaică. Și la care dintre ei ți-ai dori să locuiești? Desigur, la oricare dintre ei, la oricare din ei e mai bine decât aici, spuse Robby supărat. Își pune lucrurile în rucsac și pornește numai decât la drum, chiar acum. Iepurica Marta izbucnește în plâns, la fel și iepurica Matilda, surioarele lui Robby. Nu mai plângeți, le liniștește mama. Sigur o să se întoarcă acasă, mai târziu. Iepurașul Robby se duce mai întâi la casa Larei. Întreaga familie de pârși se bucura, iar mama pârș spune: ha, sper că o să rămâi la noi. Și își trece cu drag lăbuța prin blănița lui Robby, în semn de bun venit.
dar nu are voie să-mi atingă și să-mi mângâie urechiușele, se gândi Robby. Numai mama are dreptul să facă asta. La masa de prânz au un sufleu gustos din rădăcini și salată de urzici. Apoi Robby se joacă cu Lara și cu numeroșii ei frățiori și surioare. Desenează, fac turnuri din cuburi, se joacă de magazinul și se costumează. Au! A strigat deodată Robby. Ce-a fost asta? Ha, ai călcat pe o bilă de sticlă, i-a spus Lara. Era cât pe ce să-mi scântesc piciorul, se vaită Robby. La voi sunt împrăștiate pe jos tot felul de lucruri. Nu trebuie niciodată să le puneți la loc? Mă, nici gând, a răspuns Lara. După o cină minunată cu bulbi de la lele murați, cad frânți de oboseală în pat absolut toți, inclusiv și Robby. În timpul nopții, Robby vrea să facă pipi. Era întuneric beznă. Robby se împiedică de magazinul de jucării și răstoarnă turnul din cuburi, iar când se întoarce de la closet, alunică pe un creion colorat și cade peste fratele Larei, Leo. Lara, a spus Robby în dimineața următoare, uite, vei rămâne mereu prietena mea, dar nu pot să locuiesc aici cu tine. Sunt prea multe lucruri împrăștiate pe jos de care poți să te împiedici. Toți pârșii își flutură lăbuțele în semn de rămas bun atunci când Robby pornește spre următoarea familie. Adică spre familia bursucilor. Simte-te la noi ca acasă, i-a spus mama bursuc și îl îmbrățișează pe Robby. Drăguț din partea ei, se gândi iepurașul, dar nu are voie să mângâie și urechiușele, numai mama are dreptul să facă asta. La masă se servește iahnie de fasole și gândaci umpluți, dar Robby nu mănâncă gândaci. Sasha nu are atât de multe jucării de care să se împiedice, iar joaca de abați ascunselea în vizuina cu multe galerii a bursucilor este foarte distractivă. Dar ce miroase aici așa de ciudat? Se gândi dintr-o dată Robby. Robby doarme în aceeași cameră cu Sasha și cu cei doi frățiori mai mici ai lui. Și aici se simte același miros neobișnuit. Robby se gândește ce ar putea fi. Într-adevăr, Sasha mirosise mereu un pic cam ciudat. În dimineața următoare, Sasha îl trezește din somn. Micul dejun este gata, strigă el. Și după ce mâncăm, o să începem numai decât să ne jucăm, a mai adăugat Sasha. Dar voi nu vă spălați imediat ce vă sculați? A întrebat Robby. Nu, a râs Sasha. Noi nu ne spălăm niciodată. Păi, cum să zic, foarte rar. Ne lingem blana ca să ne curățăm. De aceea miroase așa de tare aici, a spus Robby. A, este renumitul nostru miros de familie, chicotește Sasha. Ascultă, Sasha. Vei rămâne mereu prietenul meu, dar eu nu pot să locuiesc aici, cu voi. Robby pleacă mai departe, spre veverița Ronții, dar înainte de a ajunge acolo, se spală într-un pârâu. Întreaga familie de veverițe se bucură să-l vadă pe iepuraș. Primește de îndată o farfurie plină cu alune măcinate amestecate cu frunze de stejar. Mama veveriță îl mângâie pe cap pe Robby. Dar nu are voie să mângâie și urechiușele, numai mama are dreptul să facă asta, se gândește iarăși Robby. În locuința veverițelor, toate lucrurile sunt la locul lor. Nimeni nu miroase urât, iar Robby poate să se zbenguie și să râdă toată ziua cu veverița Ronții. Ronții îi arată unde au cei din familia ei ascunzătorile în care își țin proviziile pentru iarnă. Robby n-ar fi putut niciodată să le dibuiască. Totul ar fi fost minunat dacă nu... Ei bine, dacă Robby n-ar fi fost nevoit să se cațere mereu în copac pentru a ajunge la locuința veverițelor. Cu toate că Ronții îl ajută de fiecare dată, este un efort prea mare.
Pe lângă asta, gimnastica de dimineață de la noi de acasă este o nimica toată, se gândește Robby. Așa că îi spune lui Ronții. Uite, Ronții, vei rămâne mereu prietena mea, dar din păcate nu pot să locuiesc aici, cu tine și familia ta. Robby pleacă mai departe. A rămas cine? Vărul lui? Tony. Da, Tony este la fel un iepuraș. O ia la fugă prin pădure, străbate pajiștea cea mare, lanurile de grâu, trece peste un podeț și ajunge aproape de sat. Mătușa lui, Felicia, se repede să-l ia în brațe. Ha, drăguț din partea ei, dar nu are voie să mângâie și urechiușile. Numai mama are voie să facă asta, s-a gândit Robby. Totul este minunat la vărul Tony. Robby nu se împiedică de nimic, nimeni nu miroase urât, nu face niciun efort prea mare. Nu sunt decât lucruri plăcute. Excursii interesante cu toată familia, jocuri palpitante cu Tony și prietenii lui și în fiecare zi morcovi la masă. Sau ridichi. Aici o să rămân, își spune Robby chiar de a doua zi. Aici o să rămân, își spune Robby și a treia zi. Dar simte un nod în gât. Aici o să rămân, își spune Robby a patra zi. Dar ceva face să îi se strângă stomacul. Aici o să rămân, își spune Robby și a cincea zi. Dar are inima grea. În a șasea zi, iepurașul Robby se gândește. Aici toți sunt drăguți cu mine. Nu sunt pus să fac lucruri pe care n-aș vrea să le fac. Am de toate. Dar ceva îmi lipsește foarte mult, se gândi Robby. Deodată, Robby își ia rucsacul, aleargă prin lanurile de grâu, trece peste podeț, străbate în fugă pajiștea cea mare, gonește prin pădure până la căsuța iepurilor și de îndată cum a deschis ușa, a strigat: Mami! Robby, gata? Te-ai întors? Mami, am înțeles! Cel mai bine e acasă. Bine, Robby, dar va trebui să strângi jucăriile. Sigur, cel mai bine e acasă? Da, sigur, așa nu voi călca pe ele și nu o să-mi rănesc lăbuțele. Bine, dar va trebui să te speli dimineața, știi asta? Da, știu și o voi face cu mare plăcere. Asta înseamnă că voi mirosi frumos. Bine, Robby, dar va trebui să faci și gimnastică, să te joci cu surioarele tale, să mă ajuți și să mă asculți. Fac orice, mami, pentru că cel mai bine e acasă. Iartă-mă că nu te-am ascultat. Te iert, Robby, a zis mama. Mami, te iubesc atât de mult, a zis Robby îmbrățișând-o pe mama lui. Iar mama, ghiciți ce a făcut? I-a mângâiat urechiușile, pentru că doar mama avea dreptul să facă acest lucru. Uite, așa a înțeles Robby că este important să strângă jucăriile, este important să facă igiena de dimineață, să facă gimnastică. Toate aceste lucruri fac parte din obiceiurile și tradițiile familiei lui și el, fără ele, nu ar mai fi un iepuraș. Spuneți-mi dacă voi aveți obiceiuri, dacă obișnuiți să vă strângeți jucăriile, dacă faceți igiena de dimineață cu ușurință, dacă vă aranjați hăinuțele, faceți acest lucru? Ia spuneți-mi la comentarii cum aveți grijă de voi și de camera voastră. Eu, Clounela, voi citi fiecare comentariu și voi pune inimioare. Până atunci, pune like, distribuie și abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clounela. Îți spun la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma
Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zor și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!